Hai că l-avem și pe Gigi Mustața la telefon, liderul Peluzei Nord. Gigi, salut! Bună dimineața și dumneavoastră și invitați-vă. Bună dimineața! S-a 12, trezit dulceața! La 12 și 10 dimineața. Păi boșii, cine... Am zis eu că până în ora 12 e dimineața. Păi și 10. Băi, Vivi, băi, boșii care spă locul 1 și permit la orice oră să se trezească. Băi, să se trezească la 7, că au 7 puncte avans. Da, da, da. Gigi, știi de ce te-am sunat? Vroiam să te întreb, din punctul vostru al galeriei, n-ar trebui totuși să conducerea Gigi să lupte mai tare pentru Radunovici? Adică mi se pare așa. Eu, da, da, domne, poate să plece? Adică cum, adică poate să... Poate să plece cel mai bun jucător de bandă stânga am din România. Am înțeles. Problema e că am auzit și eu interviul de la acea televiziune, nu vreau să-i pronunț numele. Da. Dar eu v-am mai spus o dată, mai luați-l și pe Gigi din calcul, că mai fac mișto și de ei. Pentru că atâta timp cât omul spune că nu vrea să vorbească, că intră în post și tu te duci și îl deranjezi și spui că acel Paul nu era de dat nici cartonaș măcar galben care l-a călcat pe Olaru, a început și el să facă mișto, pentru că eu știu reacția lui. Problema este pe următor. Din punctul nostru de vedere, eu cred 100% că nu va da domnul Radu și că va negocia contract și va rămâne la noi. Dar dacă Radunovici a avut ofertă de afară, mi-închipui că de-aia s-o fi dus la Gigi, să-i spună, domne, am o ofertă cu care, știți cum se negociază contractele, am o ofertă, o am, nu o am, dar hai să negociem. Dar din punctul vostru de vedere, eu zic că ar fi o mare pierdere. Eu, dacă aș fi Becalii sau conducerea FCSB-ului, aș trage cu dinții de Radunovici, cu dinții. Și noi dorim lucrul ăsta... rămână, este, din punctul meu de vedere, este cel mai bun fundaj stânga din România. Uh-huh. Deci, fără modestie, fără nimic. Este cel mai bun fundaj stânga din România. Părerea mea. Uh-huh. Dar eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Sper să ajungă la o înțelegere cu Gigi și să continue. Adică tu crezi că Gigi a dat, cum face Gigi, câteodată a mai dat calde, cum face el? Să mai joacă puțin cu băieții ăia de la care la un moment dat le pare rău că fac emisiuni despre Steaua, dar n-am ce să face. Da. Dacă nu fac emisiuni despre FCSB. FCSB pentru voi, pentru mine este Steaua. Da, știu, da. Da. Acum știi cum e, ești în direct. Nu vă amendează nimeni. Dacă te amendează cineva, plătesc. Da, da, nu. Te rog, las. FCSB. Da. Bine, auzi, și mai e ceva. Mai e ceva. Nu vreau să vorbim despre colegi din media. Acum serios vorbesc. Dar nu vorbesc, nu vorbesc. Cum e? Cu atât mai mult cu cât eu am început și emisiunea la prima acum, știi, nu vreau să vorbesc. Nu vorbesc, am spus că mă refeream la faptul că au avut niște chestii cu Gigi și Gigi am început să facă mișto. La chestia asta m-am referit. Am înțeles. Nu vorbesc de oameni. Deci tu crezi că Gigi... Noi suntem cu o clasă socială, cum a zis dânsul, zero sau nu știu cum a zis, sub medie. Da. Tu crezi că Radunovici va rămâne, după părerea ta? După părerea mea, eu am și vorbit cu el, am vorbit cu el în urmă cu vreo, să zic așa, 2-3 săptămâni de zile și din punctul lui de vedere era și este vorba de negocieri. Adică ce ți-a zis? Că dacă știu eu, condițiile devin mai bune, el rămâne? El își dorește. Uh-huh. Își dorește să rămână. Vă dați seama, dacă dă Dumnezeu și luăm și campionatul, îți dorește să cât are Vivi, cât are Radunovici? Cât are? 15.000? Cât are? Nu, 11.000. 11.000? 11.000, dar era printre cei mai prost plătiți jucători. Nu au avut ca ceilalți jucători progresiv de la an la an să crească. Deci cred că, Gigi, cred că Radunovici e jucător de minimum 15.000 pe lună. Da. Nu să punem discuția asta. Merită banii. Adică... Sunt alții care nu-și merită banii pe acolo, dar... Da. Cine nu-și merită banii, Gigi? Acum nu mai mă trage de limbă, că nu o să spun. Dar am spus așa, în general. Da, am înțeles. Și știți despre fotbal și vă dați seama cine intră în teren și nu demonstrează nimic de un an și ceva, doi ani. Ah, gata, știu, Miculescu, știu la ce trebuie. Am înțeles. Mă auzi? Dă, Gigi, dă din cap! Da.
nu comentez. Da, nu da, comentez. Ai dat din cap, da, da. Nu, da, da, acum poate va veni timp, va veni timpul să ne demonstreze și el că acel transfer de milioane de euro, că vorbim de milioane, să demonstreze că își merită bani. Au venit timp. Vedem. Dumnezeu. M-auzi? Mie că o să avem barba până la genunchi și tu și eu când se va întâmpla. Eu mi-am zis și eu să dea Dumnezeu să da, fie. Da, știu, da. Dar să știi, puțin 11.000 pentru Radunovici, acum serios. Foarte puțin. Din punctul meu de vedere, la valoarea lui, foarte puțin. Dar asta nu depinde de mine, depinde de patron. Ei, normal. Deci tu crezi că Gigi nu-l va scăpa totuși pe acest super jucător? Păi nu ai cum să faci greșeala asta. Din punctul meu de vedere, ai scăpat unul, cel mai bun fundaș stânga din România. Dacă îl scapi, asta înseamnă că pe cine aduci, pe nu Kiki. Să ai valoarea lui Radunovici. Pe cine? Pe Kiki de la Constanța, Gigi, te salut. No, nu, Robert, tu nu? Da. Te salut. Nu, no, Robert, nu. No. Radunovici, spună, știți bine că a jucat fotbal. Și știți despre ce vorbiți. Voi și eu, Radunovici nu este jucătorul să scape el. Deci, Radunovici este jucătorul care trebuie să-l ție acolo pentru că... Nu, Radunovici, dă-mi voie să te parafrazezi. Deci, Radunovici nu e jucătorul să scape el. Radunovici e jucătorul să te rogi să rămână. Să te ții de el. Corect. Păi asta da. Și eu. Dar eu sper să nu-l scăpăm pe Radunovici și să rămână. El, din ce știu, își dorește lucrul ăsta. Este alături de ei. E un fotbalist care e profesionist și atunci nu merită să-l scapi pentru că nu ai fundaș stânga la ora asta în România. După ce căsăm un pic slăbuți pe partea dreaptă. Da, da, așa e, nu, e clar. Nu, eu vorbesc realitatea. Nu? Gigi, vă duceți la amicalul cu Buzău că înțeleg că va redebuta, va juca Chiricheș după accidentare. Să dea Dumnezeu să joace, să intre în formă și e nevoie de el acolo. Nu știu dacă mergem sau dacă se duc băieții, nu știu sigur pentru că... Nu, dar nu știu de ce înțelesem că vrea clubul să-i facă un fel de welcome, adică că s-a întors. Știi că meciul ăsta este făcut pentru Chiricheș în primul rând. Sau să-i dea rim de dar el s-a întors de mult. Da, dar nu vor să-i dea rid, probabil. E probabil să-i dea rid. Important este ar fi șoc să-l vedem pe Chiricheș titular cu farul. De ce nu? E greu. Are dreptate Robert. A zis Robert foarte bine acum câteva minute. Când îl ai în față pe Luis Munteanu, e greu să totul să-l bași pe Chiricheș după atât timp fără rid. E riscant asta, mă. Nu, nimeni. Gigi, valoarea lui Chiricheș nu e aia nimeni. Doar că e riscant. La asta mă refer. E riscant și spunem tot că e riscant că a fost accidentat și că a stat foarte mult timp. Dar gândiți-vă că Chiri a mai fost accidentat și când a intrat la Sassuolo și a făcut treaba. Da, da. Adică e, nu pot să... Mă auzi cu vampirul ăla mic de Luis Munteanu, e greu. E greu și pentru orice fotbalist. Depinde acum, că și ca atacant, că foarte mulți atacanți fug acum de... Înainte își doreau să dea de Enghezana, acum nu-și doresc să dea de Enghezana. Da. Adică, aduceți-vă aminte, când toată lumea spunea să dea Dumnezeu să-l bage pe Enghezana în spate. Acum nu-și doresc lucrul ăsta. Da, 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 aici și da, interesant. Ce joacă de câteva etape, de fapt, cred că are 7-8 etape care nu-l mai dă nimeni afară de acolo. Da. Așa e, așa e. Deci mingea își dorește să ajungă la Enghezana. Hai că nu e așa, Vivi, ești răutăcios. Vivi. Da, dar cum să construiești? Nu, stai că, bă, Gigi, n-ai înțeles. L-a avut pe companiu, a plecat companiu în China, nu mai are client. Acum l-a luat pe Înghezan. Gigi, ai văzut cum construiește Înghezana? Minge lungă pe Tavi Popescu. Auzi, Vivi, la acolo îți spun, adică să vede cu ochiul liber. Eu știu că te ești un pic răutăcios.